dintre așa numitele generații literare, sau război, cum spunem, chiar mai greu. După mine nu există. Există ruptură între poeții buni și poeții proști. Care e o ruptură definitivă și irecuperabilă. Nu, cei care mimează poezii, nu vorbesc de poeții care mi-s cei mai dragi mie, poeții sinceri, care îi spun sentimentele, că îi iubesc fără condiții, care se întâlnesc pe și care când sunt în stare să cânte sub balcon. Aceia sunt poeții mei preferați. Nu maneliștii. Nu... maneliștii... Nu, serioasă, nu te vorbim de sinceritate în poezie. Maneliștii mă deranjează pentru că nu greșesc. Ăștia cântă perfect. N-au nicio ruptură în textul lor. Ești un clar, ești de valoare, de la cauză la efect, fără nicio problemă. Nu. Vrei, vreau, să termină cu vestea. Maneliștii îi urăsc. Urăsc că n-au răbdare, n-au nicio nuanță, n-au... Nu, ăștia sinceri, ăștia penibili, au penibilitatea minunată. Eu iubesc penibilul poeziei sincere. Și sunt de poezi sărani, sunt poezi... Bun, sunt poezi sărani, sunt poezi... Dar sunt... Chiar... Noi provocăm acea sensibilitate în ei, în oameni. Prin poeziile noastre, pe care le-au luat la televizor, le-au pus... Bine, eu mă simt mai puțin vinovat decât domnul Urmaru. Aici, câte victime a provocat din sud, nu mai vă spun. A, lasă-mă că... No, și eu însumi am auzit, mi-a spus cineva că... Ce, i-am citit o poezie de domnul Urmaru. Nu, erau oameni simpli și a cucerit-o. Și a făcut viacul. Adică viacul, nu știu cum să... Eufemistic, cum se spune, i-a tras-o sau nu. Nu mai... Dar despre ce... Mi-a dus hatul la moară, cum am văzut. Dar mă enervează. Ce te enervează, mea? Mie mi-a scris la un moment dat un tip, care era deja căsătorit cu... Și domnule, noi ne-am căsătorit datorită dumneavoastră. Nu, și era extraordinară, băi. Era extraordinară chestia, și că da, am citit cartea, adică nu cartea, când de a apărut prin Contrapunct, știu că aia a fost prima victorie, era Contrapunct, era Hannibal Stănfilescu, sau nu știu, era un tip, unul mic, așa, da? Și mi-a făcut o prezentare Lefter, în care mi-am dat drumul pe pagină, pagina aia s-a condus, s-a xerosat la gurile metroului prin București și a avut un succes teribil. Și ăla mi-a scris, a spus că datorită poeziilor noastre am reușit să-mi cuceresc actuala soție. După aia tot o întâmplare reală, acum câțiva ani, un timp din Basarabia, de data asta, care mi-a scris că vrea să-și îi dăuțâne foarte mult la o elevă și vrea să scriu eu niște poezii care să-i dedic elevii ca să poată el să o cucerească. Eu am zis, domnule, trimite-mi poza elevii, mai întâi vreau și eu să văd eleva. Care, într-adevăr, era 16 ani cu 1000 de codițe, de la miram cât timp iau să-și facă codițele. Până la urmă i-am mai scris, dar domnule, scrie dumneata, adică, nu știu, le scriu eu pentru nu știu cine, care nu o văd niciodată, adică e ceva prea idealist. Dar vreau să spun că chestia cu manelele, nu știu, nu e chiar așa, în primul rând că sunt foarte concise. Eu am vrut să scriu manele, i-am spus la un moment dat lui Dinescu și Dinescu a spus, bătrâne, să știi că dacă ai scrii manele, câți bani, toate chestii, nu știu. Era cu banii.
Păi am scris, dar... Nu poți, pentru că... N-ai fericit din limbaj, da, o chestie, de exemplu, care este tot să repetat. Vin o sâmbătă la bal să te pipăi personal și îi spunea, bă, asta de acolo. O cântă, o gatică care mișcă așa, pentru că sunt foarte și iar se mișcă și vin o sâmbătă la bal sau mama mia, îți pute bijuteria și cum... Așa, zic că am succes, nu, bă.